mâine intenționam să duc pe Tiara. E prima dată când încerc, sper să fie bun. La găzduiță. Tu aia. Sta de la Chantecler. Chantecler. Puiul meu sta acolo de la... Este moștenire de la verișoarele fete. Vai back? Da. Bună, bună. Bună, oameni buni, ce faceți? Sper că sunteți bine, că v-ați trezit cu chef de viață. Sper că sunteți bine, că aveți chef de, nu știu, de ce vă propuneți astăzi să faceți. Veștile din casa familiei noastre nu sunt neapărat foarte bune. Asta pentru că s-a întors acel virus sincițial, care un nume ciudat, respirator, s-a întors în familia noastră. Și să dea Domnul să nu ajungem iar la toate minunile prin care am trecut. Nu are un hâjuit ceva din piept. Tiara la fel. Nu mai. Deci eu nu mai pot cu ei răciți. Mâine intenționam să duc pe Tiara la un spectacol din ăsta cu, mă rog, un băiețel are nevoie de niște bănuți pentru că e bolnăvior. Se strâng fonduri, se strâng niște bănuți pentru băiețelul respectiv și voiam să mă duc cu Tiara. Se face un spectacol de magie, vine nu știu care magician de aici, de prin România, și mai vine cineva. Se face aici, se organizează și voiam să mă duc cu Tiara, dar dacă e așa, lui nu ai curge nasul, tușesc, strănută tușesc, n-au o tuse productivă și au hârâitul ăla, hâjitul ăla, nu știu cum să-l numesc, din gât, din piept, din. Și din cauza asta am ținut 5 zile antibiotic, tratamentul cu antibiotic, totul bine și frumos, din momentul în care am oprit antibioticul, sănătate, au revenit simptomele. Așa a început debutul acestei perioade cu gripă, răceală, viroze și așa, așa a început. Cum a început acum? Cu un hârâit din piept, cu nas, cu mucișori, cu tuse, cu mama mea, cu ce a început. Și o să încerc toate variantele băbești, dacă antibioticul nu merge, o să încerc toate variantele băbești, cu ceapă, cu frecții, cu... sare pe piept și să culez ce mi-ați recomandat. Le încerc pe toate. Deci eu nu mai pot. Sunt la capătul răbdării. Din cauza asta am și o irascibilitate. Poate și din cauza asta, nu știu. Mă irită absolut orice. Zilele astea numai cu gura pe copii am stat. Deci am ajuns așa să mă irite absolut orice din cauza acestui virus care nu vrea să ne lasă, să se lepede de noi. Noi vrem să ne lepădăm de el, dar el nu vrea să se lepede de noi. Nu știu, pur și simplu vreau să treacă perioada asta, să înceapă decembrie frumos, că am în plan o grămadă de chestii și o grămadă de activități cu Tiara și un advent calendar pentru noua foarte haios, pentru că e bebeluș și... m-am stat și m-am gândit o săptămână la ce aș putea să-i fac lui în advent. Mâine vrei să mergem la căsuțe, luăm cadourile? Nu mâine, o să vină un pic mai târziu Crăciunul. Mai avem de așteptat puțin. Până termin de vorbit la voc, Crăciunul o să vină. Mai avem puțin. Hai, du-te și desenează, te rog. Da, dacă termin, dar vorbim vlogul, că sună o să vină. O să vină. În fiecare zi, Tiara mea mă întreabă de 2-3 ori. A venit Crăciunul? Stai să vină. Stai aici. Bravo. A venit Crăciunul? Mami, a venit Crăciunul. Când vine Crăciunul? În fiecare zi. Da. Am filmat de 2 ori acel story time cu depresia și cu motivul pentru care m-am reapucat de YouTube. De 2 ori l-am filmat și nu am fost mulțumită deloc. Din cauza acestei stări de irascibilitate, nu-mi convine nimic. Am stat și am filmat o grămadă de cadre pentru vlogul postat astăzi. Stați că nici nu v-am zis încă suntem astăzi. 25 noiembrie, vineri.
și am postat, nimic nu-mi convenea și am dat delete la câteva multe scene, pe foarte multe cadre, nu le-am introdus în vlog, am șters foarte multe lucruri. Mai zic că m-a iritat un comentariu de a unei dudui atât de tare încât am făcut vreo 30 de minute analiză pe text și bineînțeles că era la cald și am fost foarte acidă și nici cadrele alea nu le-am băgat, că am zis că nu se merită, dar măcar m-am descărcat în fața camerei cu gândul să postez și în felul ăsta m-am eliberat de stres și sănătate, am șters cadrele alea atâta timp cât m-am eliberat. Nu le-am postat, nu o să le postez, dar măcar m-am eliberat așa de stres. Să știți că e o terapie bună asta, să stai să te filmezi, să-i spui duduiei. Tu, duduie, vezi că nu e așa. Și după aia să ștergi cadrele alea, chiar e terapia asta. Cam asta am făcut eu zilele astea. Am fost super tensionată și toată ziua am stat cu gura pe tiara. Să știți că cine îmi spunea că sunt o persoană calmă și caldă și am senzația că niciodată nu te enervezi, nu e așa. Deci am avut o tuse de vreo 5 minute. Am tușit vreo 5 minute în continuu. Să-ți schidă un pic de apă, fetei. Scuze. Am o tuse... Ia că mă gâdil aici pe gât și îmi vine să tușesc și vreo 5 minute nu mă mai opresc. Mai ales când vorbesc, îmi vine să tușesc. Asta voiam să vă zic, ce voiam să vă mai spun? A, da, de nou. Nu știu ce se întâmplă cu Noa. Vrea numai în brațe, la mine în brațe deja că m-am despărțit 5 minute de el. Poate să fie cu soră sa în cameră, cu taică-su, cu oricine. În momentul în care nu mai sunt în raza lui vizuală, a început să facă moțoc, dar nu un moțoc bine scris, un urlet. Deci e un urlet de... Nu înțeleg ce are, nu îmi dau seama ce am făcut, că nu i-am făcut nimic. Adică dacă îi făceam ceva. Dar nu înțeleg, eu ca o dependență așa de mine, așa sunt toți băieții ăștia. Eu știu că sunt dependenți băieții de mame, dar așa din Pampers? E ciudat oricum. E foarte ciudat. A, da, și vă spuneam că îmi pierd cumpătul, adică sunt momente când ori îți bau obosită, ori am o perioadă mai ciudată, dar n-am cum să, dacă încep să țip la tiara, că ieri și alaltă ieri am țipat la tiara. Și tiara, de când stat timp în casă, pentru că tiara, având pneumonie și e virală, n-o scot afară, că afară dacă o scot vrea în parc. În parc sunt copii. Mie să nu îmbolnăvească și ceilalți copii. Medicul i-a recomandat să stea 7 zile în casă ca să-i treacă, ca să nu îmbolnăvească alți copii și de asta n-o scot. Și de când stă în casă, vă dați seama. Nu mai știu ce să-i mai dau să facă, pentru că își pierde răbdarea, că e normal să-și pierde răbdarea. Și noi ne pierdem răbdarea. Și din cauza asta mă strigă în continuu, știți? Mami! Și-i zic da. Și ea, mami! Și eu zic da. Mami, da tiara! Mami, da tiara, spune! Mami, da tiara! Și la un moment dat când mami, încerci 10 minute să-ți păstrezi calmul, da, după aia. Plus că face foarte multe tantrumuri, când face multe crize din astea de isterie, se aprinde din absolut orice acum, de când stă în casă, când mergea la grădiniță, parcă era mai bine, că mânca mai bine, nu era așa de agitată, parcă avea mai multă răbdare, venea și mai obosită și parcă era mai înțelegătoare, acum parcă suntem inamici. Sper să treacă perioada asta. Nu că sper, sunt sigură că o să treacă perioada asta. Și nu mă plâng, vă aduc doar la cunoștință că dacă vii nașpa vouă, eu relatez faptele. Dacă la mine în casă ar fi totul roz, cu licurici și cu unicorni zburdând pe pășuni verzi și roz, cum ar fi pentru o mamă? Eu mă uit la persoana care a pus vlog. Face vloguri de familie și la ea acasă e tot roz, copiii nu plâng, copiii sunt așa de liniștiți și atât de roz. Nu m-ar frustra pe mine când știind că la mine în casă nu a vrea numai în brațe, tiara vrea numai mami, nu m-ar frustra pentru că mi-aș da seama că, băi, ceva e în neregulă cu mine. De asta vin și spun în față, vin și sunt foarte transparent. Eu îl ascult și pe Noa. Sunt foarte transparente și spun, domnule, nu e așa roz, dar știți ce mai zic?
că e doar o perioadă și sunt conștientă că e doar o perioadă de tranzit. Urmează să, când e o perioadă de furtuni, urmează după aceea să fie curcubee și să fie o zi senină. Acum e o perioadă cu furtuni. E, nu știu, sezonul ploios în Thailanda, la noi în casă. A venit sezonul ploios, așteptăm să treacă sezonul ploios, să vină un sezon cu mult soare și curcubeu și ce știu eu, un sezon mult mai uscat. Un sezon mult mai bun. Stăteam așa și mă gândeam că tiara apare acum în vloguri. Când nu mai apărea tiara în vloguri, pentru că, ce să vezi, crește. Crește fetița și poate să înceapă să spună că nu mai vrea să apară și eu trebuie să accept chestia asta. Nu mai bine o filmez acum cât vrea și e dornică și pot să o ascult și eu peste vreo 5 luni, 10 luni, un an și să-mi dau seama cât de bine s-a dezvoltat, la fel și nouă. Copiii mei o să apară în vlogurile mele, o să mai apară o perioadă de timp, dar la un moment dat o să aibă alte interese, o să vrea să meargă tiara la balet, la pian, o să meargă la grădință, să stea 8 ore. Copiii mei vor crește, nu o să mai fie așa prezent în casă, așa că la un moment dat nu o să mai fie așa activ și o să mă întrebați de ei ce mai fac, cum mai arată. Mai bine profit acum cât sunt ei mici, pot să-i filmez și să documentez prin vlogurile astea și evoluția lor. Eu așa o gândesc. Nu, bun, iar vorbesc cu săptămânile și iar vă luați de mine că vorbesc prea mult. Dar știți ce mă bucur? Doamne ferește, n-aveți idee cât de tare mă bucur, pentru că v-am mai spus, mă uit la vlogurile de acum 2 ani, de acum 1 an. Mă mai uit așa, ce mai îmi recomandă YouTube. Când dau click și văd câte greșeli și aud câte greșeli făceam și acum fac, de asta le las. Și cum vorbesc și câte goluri am în vorbire. Și acum cât de fain e că pot să vorbesc cursiv. Fai, deci sunt așa de mândră de mine, da, mami? Un pic de optimel? Da. Știi că ai voie un singur iaurțel pe zi? Da, acum. Nu, că ai păpat unul dimineață când ai, că ai băut unul dimineață când ai păpat omleta. Nu, îmi trebuie și omletă. Din fiecare dimineață îmi trebuie omletă și un achimel. Tu hâjuită mică! Pe lângă mândria mea că pot să vorbesc cursiv, ne auzim, vedem ce facem astăzi, poate vin la voi, nu vă mai promit nimic, pentru că nu prea mă mai pot ține de promisiuni, dar când o să fac ceva, când o să fie concret, o să vedem ce și cum. Ne auzim pe parcursul zilei. Să aveți o zi frumoasă și haideți cu noi să vedem ce facem astăzi. Da? Lasă-l pe el! Nu lovi! Nu, a? Mama, când te aud iar acum hârcâiești, mama... Nu mai faci, mami? Lasă-mi să facă. Mama. Lasă-mi facă. Imediat. Eu nu mă mai satur cu ei. Eu nu mă mai satur cu ei, tiara. Îmbracă aceea bluză de 3 zile. O schimbă, o îmbracă din nou pe aia. Iar o schimbă, iar o îmbracă din nou pe aia. În continuu. Sănătos, iar încep copiii ăștia să fie răciți, iar hârcâie. Dar măcar îți bine dispuși amândoi. Da? Strigă-l! Strigă-l! Hai, strigă-l! Încă o dată! Nu vrea. Din ce în ce mai bine se ridică în picioare și are mai multă încredere în el. Cu grijă! Stați că-mi tragi laptop, oi! Du-te măi la sora ta, măi! Du-te măi la sora ta, măi! Gropiți! Măi gropiți, măi! Nu, laptopul, nu laptopul! Du-te la sora ta, uite! În continuu! Doamne, l-aud cum hârcâie de aici.
De unde stau pe canapea, la aud cum hârche. Mai strigă-l, mai strigă-l! Finally! În sfârșit! Ce se mai joacă ei, Dumnezeu? Uitați un pic ce fericiți sunt, Doamne! Deci nu există fericire mai mare ca pentru mine, ca mamă, decât să-i văd pe ei așa. Sincer. Să fie sănătoși, să-i văd așa jucându-se. Nu există altceva. Mă împlinesc complet. Te-a lăsat singur? Acum, uite! Uite! Zii ceva, mami! Hai să facem altfel. Hai să mergem acolo să colorăm. Și după aceea vin înapoi în corp. Ce zici? Dă-mă arăt, te rog. Cam asta este ceea ce vrea Tiara să facem toată ziua. Să stăm în corp, să colorăm, nu? Da. Ba să pictăm. Uite, uite! Nu depășe! Bravo! Uite ce frumos ai colorat. Să nu depășești. Cu grijă și încet, da? Perfect, uite, perfect. Și asta vrea să facem toată ziua, dar asta se întâmplă doar când doarme Noa. Nu știu dacă m-a auzit, o să-l dau volumul mai tare. Și noi stăm aici și desenăm, colorăm, nu? Da. Ție îți place când colorează mami cu tine? Da, mie îmi place. Nu pot să stau cu mâna asta. Bine, de-aia spunem, ce părere ai tu despre oamenii care spun că tu mă întrerupi? E normal să mă întrerupi? E normal. E normal. Dar de ce e normal? Că te întrerup ca să mi dai apă. Așa. Ca să colorăm. Așa. Ca să pictăm. Și e normal, nu? Da, e normal. Pentru că ești fetiță? Mai e. Pentru că ești fetiță mică și pui multe? Întrebări. Și e normal să pui multe întrebări? Da. Pentru că așa, ce se întâmplă? Uite, uite, nu întrebări. Bravo, bravo. Ce se întâmplă când pui multe întrebări? La grădiniță. La grădiniță? Da. Bine. Vreau să o întreb pe învățătoarea Harriet. Vrei să o întreb pe învățătoarea Harriet? Da. Am înțeles. Da, prietenilor și lui Alesa, da, și lui Andreea. Ia, ce le zici? Da. Bună, Andreea! Sunt creez cu creioanele astea. Îți place să stai în cort? Da, da, îmi place să stau în cort, da. Sunt cu mami. Și de ce faci așa? Că râd. Râd? Da. Gata. Bine. Uite. Ai colorat acolo? Da. Deci blocurile astea sunt așa de negre, de gri, de mucegăite. Dar voiam să vă arăt apusul cât de frumos este. Eu l-aștept pe Răzvan să vină de la muncă. Mami. Ca să mă apuc de treabă. Pentru că nu pot cu Noa. Chiar nu pot cu Noa. Mă solicită prea mult. Ok, eu mă apuc acum de cină. Fac un pui. Ceva prăjit și la cuptor. Vă veți vedea la final cum arată. Am aici parmezan ras, iar îmi infundă nasul, pesmet și ierburi. Am amestecat iar aici cu mânuța. Am pus niște ierburi aromatice, piper și sare. Voi amesteca totul. Iau pieptul de pui, tăvălesc prin asta, prin ou bătut, iar prin asta și apoi prăjesc ca pe șnițele.
Sfatul meu, dacă vreți să iasă puiul suculent, să tăiați pieptul de pui să aibă o grosime de 1 cm, cam așa. Aproximativ 1 cm, pentru că o să vină și la cuptor. Trec prima dată puiul prin ou, apoi prin pesmet, iar prin ou și iar prin pesmet și apoi punem totul la prăjit. Am și camera, man! De două ori? Da. Și rămâne pesmetul la suprafață? Nu trebuie să rămâne ou? Nu, pesmet. Și acum? Ou, cred eu. Prăjesc totul ca pe șnițele. Șnițele? Mami, e bun parmezanul. E bun? Mă bucur că îți place. Am ras parmezan, mozzarella și am tăiat și felii de mozzarella. Așa arată pieptul de pui tras la tigaie, prăjit așa cu pesmet și parmezan. Le-am pus în tavă, mai fac o tură și după aia pun și restul. Apoi punem la cuptor într-o anumită ordine, vă arăt imediat. Noa! Ce bățucă ai! Ce zice Noa acolo? Vedeți deja ce am făcut. Aici, peste șnițel, pun 2 felii de mozzarella, 2-3 felii de mozzarella. Apoi, Tiara, lasă bulionul. Îmi place bulionul meu. Suc de roșii, bulion, ce aveți în casă? Eu am să pun bulion pentru că e foarte gustos. E foarte gustos al meu. Tiara deja a confirmat că e foarte gustos. Și pun așa, cam o lingură. Apoi, mozzarella rasă. Și pe deasupra, din nou, parmezan. La cuptor, la 180 de grade, până când se topesc toate și devin aurii. Puiul meu stă acolo de 9 minute, la 180 de grade, fără ventilație. E fără ventilație. Și s-a topit un pic mozzarella și parmezanul. Mai așteptăm, cred că vreo 10 minute, 7, 10 minute, să vedem. Ok, haideți să vă arăt pieptul de pui cum arată. E crocant așa, are crusta asta de brânză pe deasupra. Vom servi cu ardei capia la borcan în ulei. Ardei în ulei, capia la borcan. Bine? Și așa arată. E prima dată când încerc, sper să fie bun. Răzvan a venit cu ideea asta. A pregătit și masa și ne punem să... Mâncăm. Te-ai spălat pe mânuțe? Da. Bine. Poftă bună! Merci. Haideți că vreau să vă arăt ceva. Am pus la spălat o mașină de haine albe, nu mă fost râd. De data asta am folosit nufărul, acel nufăr recomandat de voi. Eu înainte foloseam ăsta de la Chantecler, degresantul ăsta universal, și mi-a zis să folosesc nufăr scos pete. L-am găsit frumos în Carrefour, l-am luat și l-am testat pe hăinuțele, bineînțeles, ale copiilor, pentru că hăinuțele copiilor sunt cele mai murdare, au niște pete de mâncare care nu se duc. Și v-am zis, înainte foloseam soluția de la Chantecler. Și acum avem bluzița asta, m-ați întrebat de unde este. Este moștenire de la verișoarele fetei. Nu știu să vă zic de unde. Mie din China, nu știu să vă zic de unde. Primark, poate. Habar n-am, nu știu de unde e bluzița asta. V-am zis, e moștenire. S-a transmis din generație în generație. Dar dacă voi știți, lăsați-mi în comentarii. De acum 3-4 ani, cred că e luată. Bun, și aveam niște pete de mâncare și a mai rămas un pic așa, câte o mică pată. Era mai pătată. Vă mai arăt vreo două ca să vă faceți o idee. Aici nu știu ce a mâncat Tiara, de a rămas galben. Dar la fel, am dat cu soluția asta, nufăr, scos pete. Stați, am dat cu nufăr și a rămas așa. Sincer, nu știu ce a mâncat, de s-a colorat așa și nu s-a dus. Mai avem pantalonașii cu care a, la fel, s-a jucat și a mai rămas niște pete de capia, parcă. Și-a dat foarte puțin și mai sunt badiurile lui Noa, care aici a mâncat ardei capia și a rămas
au rămas petele de la ardei, nu se duc. Și să știți că am dat peste haină după ce s-a murdărit. Am lăsat să acționeze 10 minute, 15 minute înainte să dau drumul la mașină. Am făcut toate lucrurile astea și toate astea nu s-a dus. Și mai sunt și petele astea de, cum avem noi accidente la scutec, mai sunt petele astea care la fel s-au dus, dar nu s-au dus în întregime. Pot să confirm că e un pic mai bun ăsta decât ăsta la capitolul pete de scutec. Când dădeam cu Chantecler, rămâneau mai accentuate. Nu se duceau așa de bine, dar văd că s-a dus destul de bine cu nu fără scos pete. Da, asta voiam să vă zic. E fain produsul ăsta, dar v-am zis, nu toate petele se duc. O să mai testez, o să mai revin asupra acestui produs. Să vă zic dacă am reușit să scot petele, de exemplu, de acuarel. Ok, și într-o altă ordine de idei, tot vă dați aspiratorul ăsta aici. Ar trebui cineva să mi-l pună pe perete. Asta nu e una, apropo. Ce-i, măi? A fost supravegheat? Ava! Ava! Ah. Cât am vorbit cu voi, am fost supravegheată de Ava. Avan. Ia să vezi că o să înceapă să zic Avan. Ah. Opa, să mă lovești. Ai grijă? Mama. 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 Ai grijă. Ai grijă, măi. Noa, dai guriță? De guriță. De guriță. De guriță. De guriță. De guriță. De guriță. Vreau să strângem împreună jucăriile. Ești de acord? Bine! Iara, a venit seara? Nu a venit seara, încă e noapte, este noapte, trebuie să dormim. Păi, dormim imediat, te uiți 10 minute la Danielu și după aia mergi la Nani cu tati. Dar știi ce? Ai zis că mă ajut. Nu, dorm cu mami. Cu mami vrei? Nu, cu tati. La să-mi pune poveste. Faci cumva pipi? Da. Trebuie să mă duc, ia pute. Vai de mine, vai de mine. Nu, trebuie să ne așezăm. Pe ordine? Da. Bine, pe ordine. Hai, așa. Îmi trebuie acum. Cănițele prima dată. Pune. Nu, cănița aia și bine, aia. Hai pune. Aia albastră. First year that we are alone, the kids have all flown out. I've got a thought, dear, been planning on my own, so what would you think about us making a clean getaway? Not coming back till New Year's Day. Let's go to Paris for... Ok, noi am strâns tot de aici din living. Am dus lucrurile la locul lor. Jucăriile le-am pus acolo pe măsuță. Și acolo Tiara aranjează cărțile. Le-a luat de sus de acolo și le pune acolo jos, în ordine. Așa a zis, în ordine. Și după aceea mergem să ne spălăm. Pe dințișori și pe fățucă și pe mânuțe. Și pe mânuțe. Peste tot și după aceea mergem și la... Față. Da? Și după aceea unde mergem? La mică. Și Noa n-a vrut după masă să doarmă deloc. Deci el e zombalău. E zombie. Când o să... Tu o să... Eu cu tine da. O să dorm. Vrei să dorm cu mami, nu cu tati? Am net? Am net? Hai? Am net. Da. Și
Obișnuim seara la culcare să-i punem pe telefon povestea și... Uite, am găsit telefonul! Am găsit telefonul tău și telefonul lui tati. Opa! Telefonul lui tati a uitat telefonul lui. A uitat, nu-i așa? Da. 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 Nu, este foarte curajos. Da, mami. Dar ia spune, vrei să spui papa la vlog? Nu, vreau să filmez ceva la vlog. Bine, hai, filmează ceva la vlog. Alicia, Noa, da. Astăzi, da. Avea o caiuie și nu doarme acum. Ce avea? Avea o caiuie și nu doarme acum. O cariură? Da, o caiuie că nu doarme. Da. Ce cariură, mama? Că... Caiuia, că se numește că... Se uita la trezor. Cariură? Da, cariuia care se uita la trezor. Nu știu ce termen este ăsta, nu. Care urlă? Nu, care se uita la... Nu știu ce-i, așa, în fine. Mai vrei să le spui ceva? Vrei să spui papa la vlog? Vă pup, papa. Vă iubesc. Vă iubesc? Da. Vă pup, papa. Asta-i tot. Atât am reușit astăzi să filmez. Eu sunt împăcat așa cu cât am reușit să filmez, sincer. Mă duc și eu să fac duș. Trebuie să dau un mail. Nu mă bucur. Am țopăit până acum în casă, dar nu pot să dau de știre în lume. Dacă lucrurile se concretizează, vor veni chestii faine. Dar primesc așa vești și lucruri faine din exterior și sunt foarte fericită. Dar nu pot să mă exteriorizez, că eu aș țopăi aici, în fața camerei. Eu când mă bucur de ceva, efectiv, mă iau și țopăi. Trăiesc atunci când sufăr, sufăr la maxim. Atunci când sunt fericită, mă bucur efectiv cum se bucură Tiara. Dacă o vedeți pe Tiara țopăind de fericire, așa mă țopăi și eu. Așa țopăi și eu. Dar aproape 30 de ani ai mei. Nu știu, pur și simplu mă bucur din adâncul sufletului când vine vorba de ceva care cu adevărat îmi place. Doamne, n-aveți idei cât de recunoscutoare, nu pot să cred că eu am ajuns la nivelul ăsta. Nu pot să vă explic în cuvinte ce simt. Nu pot să vă explic, sincer, nu găsesc cuvintele. Tot ce-mi doresc este sănătate, să fim sănătoși, că am senzația... În momentul ăsta am senzația că pot să fac o grămadă de lucruri, dar cel mai important e să fim sănătoși. Și mă rog la Dumnezeu să fim sănătoși cu toții. Abia aștept să înceapă Vlogmas. Nu știu, pur și simplu. Astăzi vorbeam și cu soțul. Abia aștept să înceapă Vlogmas. Îi ziceam că de mult îmi doresc să înceapă Vlogmas, să fac chestii cu Tiara, cu Noa. Am în cap, nu știu dacă v-am zis, cred că v-am zis din azi, am în cap niște lucrușoare așa de faine. Tot ce îmi doresc este să am suficient timp să pot să le fac pe toate, deși știu sigur că am suficient timp. Tind de obicei să-mi aglomerez prima parte a lunii decembrie, prima parte a vlogmasului cu tot felul de chestii și după aceea să-mi pierd interesul și activitatea. Dar noroc cu mine, de fapt, că îmi place să fac tot felul de schițe, tot felul de listuțe, liste, să-mi planific tot felul de lucruri, astfel încât să pot să acopăr fiecare zi din Vlogmas. E cea mai faină lună din an, e cea mai vibrantă lună din an și vreau să simtă vibrația aia oricine se uită la Vlogmas. Și copiii mei, la rândul lor, să simtă ceea ce simt eu acum. O să vedeți, o să fie fun, o să fie foarte fain și fun. O să fiu cu aceeași eu, aceeași pălăvrăgeală și vorbărie multă. Că dacă n-aș interacționa cu voi, parcă nu ar avea farmec canalul ăsta. Nu știu cum să vă spun. Contează foarte mult și dialogul ăsta. Eu vă vorbesc vouă așa, în fața camerei și voi îmi dați răspunsuri și vorbim și prin comentarii, îmi mai dați mesaje pe Instagram. Facebook nu prea folosesc, adică intru de două ori pe an, dar, Doamne, abia aștept
Nu vreau să grăbesc lucrurile, dar abia aștept, mai sunt câteva zile din noiembrie. Nu mă bucur că trece, că e și nostalgia că trece anul și te uiți în spate la câte ai realizat, câte lucruri s-au întâmplat, însă vreau pe ultima sută de metri să trăiesc. Am sentimentul acesta, dorința aceasta de a trăi toată vibrația aia care o emană Crăciunul. Ok, gata. Nu vreau să intru în sentimentalisme, vreau să mă pun să editez, trebuie prima dată să fac duș, că după aia să ia apa, fac duș, editez, dau mail-uri și probabil la cât sunt de entuziasmată în momentul ăsta, cu siguranță nu o să pot să dorm la noapte, o să dorm foarte puține ore, că eu așa sunt. Stați că pe mine iar m-a luat tusea aia, care nu mă lasă, inclusiv, nu mă lasă să respir. Mă rușesc toată. Să aveți o zi superbă și ne vedem data viitoare, când nu mai pot să respir cu un nou video. Bye!